Eu stau să mă întreb pe cine ar trebui să invit eu ca naționalist, în afară de Gheorghe Funar și Cătălin Berenghi, cu care avem protocol de colaborare, și domnul Constantin Rotaru de la Partidul Socialist, care cred că e cel mai vechi partid naționalist din România, sau să mă întreb pe cine ar trebui să invit. Dar vă provoc eu, ar avea curaj să vină dacă l-ați invitat pe Victor Orban? Ar avea curaj? Mi-ați dat o idee. Ce-ar fi să-i fac o invitație, domnul Victor Orban? Exact. Hai să vedem. Ce se întâmplă? Da. Mi-ați dat o idee, domnul Fuțanu. Nu știu, zic, doamna senator, de ce nu? Da, veniți să-i luați în interviu. Doamne ajută, dacă acceptă, suntem acolo alături de dumneavoastră. O idee foarte bună, pentru că el pentru Ungaria e naționalist. Bravo, eu, treaba lui nu mă interesează. Hai să-i facem o invitație să vină la eu școala de vară de la Rânca. Da. Dom'le, dacă tot ești preocupat, uite, te invităm frumos, elegant, corect, la dialog, da, civilizat. Hai să vedem. O idee foarte bună, domnul Huțanu. Sunt dacă tot excelent. E, exact. Uite, nu? Vedeți că nu e nimic aranjat. Nici n-am vorbit, nici n-am discutat despre asta. Da, să vină îmbrăcat în ie românească. Da, nu, ca să ne respectăm. Dumneavoastră sunteți îmbrăcat în verde, nu? Haideți să echilibrăm. Dacă tot vorbim de a fi rațional, de a ne înțelege unul cu celălalt. Corect. Domnule Victor Orban, vă invită doamna senator Diana Șoșoacă și sunt convins că inclusiv de la Iași o să transmiteți, că aveți informatorii, stați liniștiți. Dar vorbeați dumneavoastră de un sondaj. Așa. Noi vom încerca stați să punem... așa. Deci mâine, vă spun un singur lucru, domnule prefect. Să nu îndrăznească cineva să pună mâna pe vreun român. Să știți că eu fac foarte puțin până acolo. Și am înțeles că există cineva care mi-a zis că îmi pune la dispoziție un elicopter să ajung foarte repede. Wow! Dar deci... ce frumos ar fi! Dar ce frumos ar fi! Bravo, doamna senator! Să deschid așa cu parașuta! Să ne miștiți! În mijlocul școlii de vară! N-ar fi par... Cred că ați fi pe... Ați fi și așa dumneavoastră sunteți pe tot mapa mondul, dar cred că ar face... Turul lumii, cred că prime time de la CNN, Sky și Universul. Domnilor de la UDMR, pe bune, sunteți în România, sunteți un ONG, nici măcar partid, sunteți singurul ONG pentru care s-a încălcat Constituția României și toată legislația de ați ajuns în Parlament, în timp ce celelalte etnii, da, de exemplu, etnia romă, da, că e romă, nu e romă, romă, cu doi de r, da, cu doi de r. Etnia romă. Etnia romă are câteva, nu știu, 1,5 milioane, 2 milioane de membri, da? Păi UDMR-ul n-are atât. Și atunci, de ce etnia romă nu are partidul cu aceiași membri cum îi are UDMR-ul? Ne-am întrebat vreodată? Dar sunt machidonii, da? Ruși lipoveni. Ruși lipoveni. Iar o să zică că suntem putiniști. Da, așa. Și ucraineni, poate. Sunt convins. Doamne, noi dăm dovadă de da, reprezentant al ucrainenilor, da? Deci despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Ok. Și atunci, vă spun un singur lucru. Românii se pot duce liniștiți și părerea mea este că trebuie făcută Hora Unirii. Trebuie încetată cu această încercare de segregare interetnică, de bătaie de joc la adresa etniei maghiare, pentru că ei își bat joc de proprii lor cetățeni de etnie maghiară. Conațională. Da? Înțeleg că vine domnul Victor Orban, dar domnul Victor Orban a trebuit să adopte aceeași legislație din România pentru etnicii maghiari, să o aplice etnicilor români din Ungaria. Și cred că da, cred că îl invităm pe domnul Victor Orban să discutăm despre aceste aspecte la școala de vară a partidului SOS România, să vedem dacă va veni, dacă va accepta, da? Sau dacă va trimite pe cineva. Haideți să vedem ce se va întâmpla. Vă mulțumesc frumos pentru idee. Cum are plăcere? În campanie electorală vă luăm. Bun, vă alături de dumneavoastră, nicio problemă, totul e transparent, ca să vedeți că nu facem deci, nimic ascuns. Eu mizez pe bunul simț, mizez pe faptul că Victor Orban și Catalin Novac au înțeles în sfârșit că nu mai merge cum s-a mers până acum, cel puțin cât voi mai exista eu și Partidul SOS România, da? Cât vom mai exista noi, vom lua atitudine, fără nicio frică, indiferent de consecințe, și până când nu ne veți respecta țara și poporul român, nu ne vom lăsa. Așa cum și noi vă respectăm Ungaria și poporul ungar. Atenție, noi vă respectăm etnicii maghiari și n-am văzut pe nimeni român să urască maghiarii. Din contră, mergem cu toții în acele locuri în care
Poate sunt majoritari maghiari, nu știu, habar n-am, așa aveți voi pe hârtie, dar eu nu mai cred în hârtiile voastre. Pentru că dacă nu am vrea prietenie, frăție și nu v-am considera frați, n-ar mai exista această bună înțelegere și această răbdare a poporului român. Dumnezeule, aveți peste 60% din populația de etnie maghiară constituită în grupuri mixte româno-maghiare. Copii născuți din aceste cupluri româno-maghiari. Ce facem? Luăm un cuțit și tăiem în două copilul? Pe bune? Am luat o razna. Despre ce vorbim? Și Gabriela Calițescu e unul dintre exemplele pe care, bune pe care îl putem da despre cum poți să fii un cetățean român chiar dacă ai în tine jumătate din etnie maghiară. Pă bune, nimeni n-a jignit Ungaria, nimeni n-a jignit poporul ungar, în schimbul de mereu îi provoacă și pe cei din Ungaria. Dar vă provoc eu acum, doamna senator. Câte provocări au fost în România unor așa ziși lideri extremiști? Vă mai aduceți aminte? Bineînțeles. Păi și atunci despre ce este vorba? Ați văzut dumneavoastră vreodată românii... pe străzile Budapestei se ducă români să dea foc să incendieze? Păi ați văzut vreodată dumneavoastră? Văzut, și atunci l-ați văzut pe președintele României, în schimb, pupând un anume drapel, un anume ținut? Am văzut, da. Și vi se pare normal? Nu, nu mi se pare. În contextul normal în care îndemnați la pace, la o bună relație pe care o au românii cu maghiarii? Atunci eu. De ce, doamna senator? Să vă întreb. Păi de ce? Pentru că există o trădare, pentru că din păcate președintele României, sau de fapt niciun președinte al României nu a fost de fapt român. Atenție! Sunt toți altceva. Când o să avem un președinte român care să iubească România și poporul român, care să respecte România și poporul român și o să-și dea viața și o să-și sacrifice absolut tot și familia pentru onoarea acestei țări și acestui popor, să știți că atunci de va fi mai bine și atunci românii vor fi și ei mândri că sunt români, pentru că totul pornește de la instituția prezidențială. Da? De acolo. O să avem un președinte care o să spună, cum vă spun eu, iubiți-vă ca frații, când o să încerce să unească toate etniile din România astfel încât să trăim în pace și bună înțelegere, ce vreți să devenim aici? România să devină Serbia și Transilvania Kosovo? Voi vedeți ce este acolo? Voi vedeți ce au reușit să facă cei din NATO și Statele Unite ale Americii? Că este problema lor. Ei au provocat acolo. De ce? Divide timpera.